Salut, prieteni! Salut! Noi cu Betty am ajuns la Ikea deoarece vrem să cumpărăm draperii și perdele pentru camera lui Betty. Betty vrea perdele de culoare roz. Roz. Pastelat. Da. Dar eu aș vrea ceva turcoaz și alb. Turcoaz, dar parcă mai tare roz. Mai tare roz. Noi pe site la Ikea am văzut că ei au foarte multe draperii și foarte multe perdele, dar totuși perdelele sunt așa niște lucruri pe care trebuie să le vezi înainte să le cumperi, nu le poți comanda online. De asta noi am venit și sperăm să găsim măcar ceva, să nu ne întoarcem acasă cu mâna goală. Toate că de la Ikea nu cred că e posibil să te întorci cu mâna goală vreodată. Aici parcă ai cumpărat tot, da? Și mereu cumperi atât cât poți să duci. Da. Cel puțin noi așa facem. Eu am în plan foarte multe lucruri să cumpăr de la Ikea. Odată dar... am cumpărat o etajeră, mamă, toate mâinile pline. Da, dar astăzi o să cumpărăm draperii în primul rând. Și dacă mai putem ceva duce, o să mai cumpărăm. Dacă nu găsim draperii, am eu ce să cumpăram. Da, încă da. Niște lucruri în plan. Să cumpărăm, nu, nimic. Tu vrei draperii, da? Yeah. Bine. Am găsit, prieteni, niște scaune perfecte pentru balcon. Aici e metal și aici e plastic. Și din câte vedeți, sunt mai multe culori. Sunt albe, negre, roșii. Îți plac Betty? Betty nici nu se uită. Ea s-a așezat la masă și stă. Și mănânc. Ai văzut scaune pentru balcon? Da. Vină și vezi. Da. Uite. Vezi? Sunt din plastic. Da, și o pare din metal. Și din metal. Sunt foarte bune. La balcon e complicat să găsești scaune, deoarece ele nu trebuie să fie din lemn. Și noi nu am vrut să fie doar din plastic. Deci astea sunt potrivite, da? Da. Ne determinăm cu culoarea și cumpărăm. Eu cred că negre sunt mai drăguțe. Negre? Da. Mie și roșii îmi plac. Da, dar parcă e roșu să fie prea prins, gen. Nu? Prea prins. Bine. Mai vedem. O întrebăm și pe Laura. Uitați-vă, prieteni, ce face Betty. Uitați-vă ce... la bucătărie. Cred că sunt niște floricele. Da, parcă sunt niște floricele. Și aceste floricele sunt de la bluzița lui Betty, asta de la paiete. Asta e floricică. Da, dar uite și pe partea asta altă. Super! Foarte frumos, Betty. Și bucătăria Ikea e foarte frumoasă. Da? Îmi plac aceste flori. Ce, farfurii? Da. Noi am cumpărat farfurii deja. Roz. Vrei roz? Ai vrut galbeni? Ți-am cumpărat galbeni, gata. Deja vrei și roz? Da. O să cumpărăm altă dată. Eu, prieteni, mă uit la borcane. Iată din astea. Deoarece vreau cam așa borcane, poate un pic mai mici, din sticlă. Vreau să cumpăr pentru biscuiți. Tu vrei, Betty? Da. Betty își admiră luminițele pe care le face ea. Dar eu mă uit la chestii din bucătărie. Asta e foarte frumos. Mie asta îmi place. Dar nu-mi place să se vadă chestiile astea pe masă. Mă mai gândesc. Nu. Plantele astea îmi plac foarte mult. Cred că o să cumpărăm și noi una. Da, nu sunt adevărate, dar e bine, deoarece nu mai trebuie să îngrijești și poți să le pui în locurile în care nu pătrunde lumină. Da. Și arată mereu bine. Doar trebuie să le speli periodic. Dar ce trebuie să le speli ca să nu se mucive asta? Nu, să se depune praf pe ele. Foarte frumos. Chiar vreau o astfel de plantă. Acestea sunt niște grătare și ce m-a mirat, prieteni, că garanția este de 25 de ani. 25 de ani, Betty, îți dai seama? Wow! E jumate de viață.
Ce tare! Betty aici a văzut așa un sondaj și vrea să voteze. Cât de satisfăcută ești? Foarte tare! Bravo, Betty! Merge mai departe! Da. Ai votat, da? Îți place să votezi? Yeah. Da? Bine! Chiar că nu prea ai voie, dacă ești mic. Ai voie, ai voie, la Ikea ai voie să votezi. Yeah. La parlamentare nu ai voie, dar la Ikea ai voie. Hai să vedem ce e aici. Sunt niște ibrice. Betty s-a așezat aici la oglindă. Da, ar fi bine aici un Roblox ceva. Și a zis că vrea să joace aici Roblox. Pe oglinda asta e pentru machiaj, Betty. Noi am văzut aici, în secția pentru copii, așa niște farfurioare colorate, farfurioare, pahare, tacâmuri și așa farfurioare, da? Și am cumpărat lui Betty, adică i-am luat așa farfurioare, i-am luat așa tacâmuri și așa pahare. Nu știu dacă o să bea ea în viața reală cu ele, cu toate că ele sunt făcute dintr-un plastic calitativ, dar pentru filmări o să le folosim. Ce ai mai găsit? Păi am luat un set din ăsta, Betty, de toate culorile. Lasă roz pastelat, iată așa set am luat. Am luat un set din ăsta, da? Am luat un set din ăsta. Și din ăsta. Și din ăsta. Sunt foarte frumoase. Roz pastelat nu cumpărăm, Betty, că ele sunt în set. Știu. Ți ajung care le-am luat. Noi, prieteni, am ajuns deja la draperii. După cum vedeți, Betty a venit din start la cele de culoare roz. Da. Imediat o să căutăm care ori să ne placă și sperăm să cumpărăm ceva. Sunt foarte multe, cred că alegem noi ceva de aici. Iată, prieteni, noi ne gândim între culoarea aceasta și ceva de culoare roz. Mie sincer acum când am văzut draperia asta, acesta o vrei. Deja pe asta o vrei, da? Da. Ce îmi place aici la Ikea, prieteni, că este desenată, nu este desenată, dar este improvizată fereastra în care este lumină și deja poți să tragi să vezi dacă se vede ceva prin ea sau nu. Imaginea aceasta este pastelată, uitați-vă ce culoare genială, efectiv. E foarte frumoasă. Genială. Dar dacă luăm așa culoare, Betty, trebuie să schimbăm și covorul, să știi. Tot trebuie să luăm ceva turcoaz. Vreau. Trebuie să luăm ceva alb și turcoaz sau alb și roz, da? Alb și roz. Alb și... Păi, tu acum zici că vrei turcoaz, acum zici că vrei roz, Betty, eu nu te înțeleg. Alb și turcoaz, pardon. Alb și turcoaz ai vrut să zici, da? Da, m-am... E bâlbâit? Nu, creierul meu nu prea a realizat ceva. Am înțeles. Bine, hai, dar ne mai uităm și probabil o să le luăm pe astea, da? Da. Noi am făcut cumpărăturile, da, am luat și câte o înghețată. Înghețata minunată nu lipsește niciodată. Da, și am luat și niște hot dogi și fugim acasă. Hai să mergem, Betty. Hai că e târziu. Înghețata aceasta nu lipsește niciodată de la noi. Când ieșim din Ikea. Da. Hai. Degustare. Genială, ca întotdeauna. Foarte repede trece timpul în Ikea. Afară deja e noapte. Dar mereu ieșim noaptea din Ikea. Dacă nu se închidea acum la ora 10, cred că mai stăteam. Oricum ne-am grăbit. Până la urmă, prieteni, noi am cumpărat aceste perdele, roz alb, pe acestea le-a ales Betty. Inițial le-am cumpărat, adică nu le-am cumpărat, dar le-am luat pe alea de culoare turcoaz și astea albe.
Dar când ne-am pornit spre casă, Betty s-a răzgândit și ne-am întors înapoi și le-am schimbat. Deci aceasta a fost decizia lui Betty. În magazin v-am mai arătat și aceste pahare, farfurii și aceste lucruri pe care le-am cumpărat noi. Am mai luat și niște punguțe. Noi cu Laura preferăm să folosim aceste sacoșe, deoarece ele sunt foarte utile și din punct de vedere ecologic sunt foarte ok, deoarece le luăm la magazine și nu mai cumpărăm pungi din plastic și suntem foarte mulțumite de ele. Am mai avut și alte culori și alte modele tot de la IKEA și am fost mulțumite. Acesta este un model nou pe care nu l-am mai avut, dar tot sperăm să ne placă. Și aici am mai cumpărat și iată așa o chestie pentru bucătărie. Cam acestea au fost cumpărăturile pe care le-am făcut noi astăzi. Dacă v-a plăcut videoclipul nostru, dați-ne like și abonați-vă la canalele noastre YouTube. Pa, pa!